Vremea riscă să pună probleme până mâine la ora 12, va ploua abundent în zona de nord a județului fiind risc de inundații. În acest caz pompierii recomandă curățarea șanțurilor și rigolelor. Meteorologii au emis marți o avertizare de cod galben de ploi abundente în zona de munte a județului Mehedinți. Pe arii restrânse se vor acumula până la 60 de litri de apă pe metru pătrat. De asemenea, meteorologii avertizează că ploile vor favoriza topirea zăpezii. Riscul de inundații este foarte mare, pompierii mehedințeni recomandă curățarea șanțurilor și rigolelor. Conform informării transmise de Administrația Națională de Meteorologie, începând de mâine, 11 februarie, ora 12, județul nostru se va afla sub atenționare meteorologică Cot Galben, valabilă până vineri, 12 februarie, la ora 12. Fenomenele vizate sunt răcirea accentuată a vremii, intensificarea vântului, ninsori viscolite și polei. Isume Hedin' recomandă cetățenilor să evite pornirea la drum pe timp de viscol și în iar dacă deplasarea este absolut necesară să se informeze în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate. Înainte de plecare, să se asigure că sistemul de încălzire funcționează eficient, rezervorul de combustibil este plin, iar autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă. Pentru a fi permanent informați, este bine ca cetățenii să asculte la posturile de radio și televiziune buletinele meteorologice, dar și informațiile autorităților locale responsabile cu gestionarea situațiilor de urgență. Avertizarea este valabilă până mâine la ora 12, însă vineri ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar vântul se va intensifica în toate regiunile județului.